diploma de master a Alei Nemerenko de la Școala de Management în Sănătate Publică ar fi fost eliberată conform legii. Cel puțin asta susține directorul instituției, Oleg Lozan, care a precizat că în zilele următoare va emite un comunicat de presă la acest subiect. Lozan ne-a confirmat că actualul consilier prezidențial nu a frecventat cursurile la Școala de Management în Sănătate Publică. Totuși, diploma de master i-ar fi fost oferită legal. Respectivele persoane au fost trimise peste hotarele țării, în stagieri de lungă durată, în Israel, în Franța, în România, în multe alte țări ale comunității europene, după care au venit în țară, efortul respectiv educațional a fost echivalat, cum de altfel se echivalează absolut alte diplome, de altfel și în acest fel, respectivele persoane au avut tot dreptul legal să beneficieze de acest titlu de Master în Management Sănătății Publice. Însă, șeful instituției a evitat să spună dacă Ala Nemerenko a scris și o lucrare de masterat. El se acordă în baza unei teze de masterat? Dumneavoastră, deja respectivă procedură puteți regăsi în actele legislative a timpului respectiv. Totodată, Oleg Lozan susține că acuzațiile apărute în spațiul public la adresa fostului ministru al sănătății sunt nefondate. La ceea ce asistăm acum este o calomnie, un proces de calomnie, bănuiesc cu origini politice, care din păcate și are repercursiuni asupra reputației profesionale a Școlii de Management Sănătate Publică. Cât despre site-ul instituției, care nu mai poate fi accesat după publicarea informațiilor privind diploma de master a Alei Nemerenko, Oleg Lozan spune că pe portal se fac unele lucrări, de aceea va fi nefuncțional o perioadă. Recent, bloggerul Eugen Lucianiuc a publicat un articol în care susține că Nemerenko are diplomă de master, deși nu ar fi fost laure și nici în lista absolvenților nu s-ar regăsi. În replică, într-o postare pe Facebook, consilierul prezidențial a confirmat că nu a urmat cursurile de master la Școala de Management în Sănătate Publică, dar susține că a fost profesor acolo. În 2019, Ala Nemerenko a fost ministru al sănătății în guvernul Maiei Sandu. Potrivit CV-ului făcut public, Ala Nemerenko este și doctor în științe medicale, titlu pe care nu l-ar fi putut obține în lipsa unei diplome de master.